Praga, 5 iulie 1920, luni înainte de amiază. De vreme am primit scrisoarea de vineri, mai târziu scrisoarea de vineri noaptea. Prima atât de tristă, fața ta tristă, în gara tristă, nu atât din cauza cuprinsului ei, cât pentru că e îmbătrânită. Toate astea au trecut acum, pădurea împreună, periferiile acelea împreună, drumul împreună. De fapt, nu rămâne în urmă niciodată. Drumul acela împreună, ca o linie dreaptă în sus, pe strada pietruită, îndărât prin aleea scăldată în soarele din amurg. Nu încetează și totuși o glumă proastă să spui că nu încetează. Sunt tot felul de acte prin jur, câteva scrisori pe care acum le-am citit, salutările pentru director netrimise și altminteri aici și colo. Peste toate sună un mic clopoțel în ureche. Ea nu mai e lângă tine. Ea nu mai e lângă tine. Oricum însă mai există și un clopot mare ce răsună undeva în cer. Ea nu te va părăsi. Dar clopoțelul acesta mic sună chiar în ureche. Și pe urmă e iarăși scrisoarea de noapte, de neînțeles cum se poate dilata, de ajuns, de tare pieptul și se poate strânge la loc ca să respire aerul acesta, de neînțeles cum pot fi atât de departe de tine. Și cu toate acestea nu mă plâng, toate astea nu înseamnă că m-aș plânge și am cuvântul tău. Acum povestea călătoriei și pe urmă mai spune că nu ești un înger. Din totdeauna am știut că viza mea austriacă, la drept vorbind și nedrept vorbind, expirase încă de acum 2 luni, dar la Merano mi se spusese că pentru drumul de tranzit nici n-ar fi fost necesară, de fapt, la intrarea în Austria, nici nu mi s-au făcut în vreun fel obiecții. De aceea, la Viena, am uitat cu totul neajunsul cu pricina. La Gmund, însă, la verificarea pașaportului, funcționarul a descoperit, era un tânăr, un dur, acest neajuns chiar de la prima privire. Pașaportul a fost pus la o parte, toți ceilalți au primit permisiunea să treacă pe la revizia vamală, eu nu. Și asta era, desigur, destul de rău, mereu sunt deranjat din scris, e totuși prima zi la birou, însă nu am datoria să ascult pălăvrăgeala obișnuită de la birou și totuși mereu vine câte cineva și vrea să mă smulgă de lângă tine, adică să te smulgă pe tine de lângă mine, dar nu va reuși, Milena, nu-i așa? Nimeni, niciodată. Așa a fost, deci, dar atunci începusești să lucrezi. Vine un polițist de frontieră, prietenos, deschis, un austriac plin de simpatie, cordial, și mă conduce pe niște scări și coridoare la inspectoratul de frontieră. Acolo mai era, cu o eroare similară de pașaport, o evreică româncă, în chip ciudat și ea o emisară prietenoasă de a ta, tu, înger al evreilor. Dar forțele contrare sunt cu mult mai puternice. Inspectorul cel înalt și micuțul său adjunct, amândoi galbeni la față, slabi, acriți și înverșunați, cel puțin în clipa aceasta, îmi preiau pașaportul. Inspectorul termină imediat. Mergeți înapoi la Viena și luați viza de la poliție. Eu nu pot spune nimic altceva decât să repet de mai multe ori. Asta e pentru mine îngrozitor. Inspectorul răspunde și el de mai multe ori ironic și răutăcios. Așa vi se pare doar dumneavoastră? Nu se poate obține viza telegrafic? Nu. Chiar dacă suport toate cheltuielile? Nu. Nu există nicio altă instanță superioară? Nu. Femeia, care mă vede cât sufăr și care este admirabil de calmă, îl roagă pe inspector să mă lase cel puțin pe mine să trec. Prea slabe mijloace, Milena, așa nu o scoți la capăt cu mine. Trebuie să străbat din nou drumul acela lung până la ghișeul pașapoartelor și să-mi iau bagajele,
cu plecarea pe ziua de azi s-a zis definitiv. Iar acum ședem cu toții la oaltă în camera inspectorului de la frontieră și nici polițistul nu vede vreo soluție, precum ar fi că valabilitatea pașapoartelor se poate prelungi și așa mai departe. Inspectorul și-a spus ultimul cuvânt și s-a retras în biroul său personal, mai e acolo doar micuțul adjunct. Calculez! Următorul tren spre Viena pleacă pe la ora 10 seara, ajunge la 2:30 noaptea la Viena. Mai simt încă mușcăturile puricilor de la Riva. Cum o mai fi arătând oare camera mea de la hotelul din gara Franz Josef? Dar la ora aceea nici n-am să mai primez vreo cameră. Trebuie, da, la 2:30 noaptea, să merg până în strada Larchenfelder și să mă rog să mi se dea adăpost. Da, la ora 5 dimineața. Dar oricum ar sta lucrurile, trebuie ca luni înainte de prânz să-mi iau viza. Dar o primesc oare imediat și nu abia marți? Și apoi să merg spre tine, să te iau prin surprindere, sunându-ți la ușă, la ușa pe care mi-o deschizi. Cerule! Aici gândul face o pauză. Pe urmă însă o ia din loc. Dar în ce stare voi fi eu după noaptea asta și după tot drumul, iar seara va trebui să o pornesc din nou cu trenul acela care face 16 ore? Cum am să ajung la Praga și ce va spune directorul, pe care trebuie să-l rog din nou pe cale telegrafică pentru prelungirea concediului? Toate astea desigur că nu le vrei, dar la urma urmei ce vrei de fapt? Dar nu se poate altminteri. Singura ușurare măruntă ar fi, mă gândesc, să înoptez la Gmund și să plec abia dimineața mai departe spre Viena și îl întreb de acum obosit mort pe adjunctul tăcut de vreun tren de dimineață care să meargă la Viena. La 5:30 și ajunge pe la 11 înainte de prânz. Bun, voi pleca atunci cu el și tot așa și românca de alături. Dar aici se produce deodată o cotitură în conversație, nici nu știu în ce mod anume, fulger așa deodată și se vedește că micul adjunct vrea să ne ajute. Dacă noptăm la Gmund, dimineața de vreme, el care la ora aceea va fi singur în biroul său, ne va lăsa să trecem în taină cu trenul personal spre Praga. Ajungem atunci pe la ora 4 după masă la Praga. Inspectorului va trebui să-i spune că vom pleca spre Viena cu trenul de dimineață. Minunat! Oricum, doar relativ minunat, căci la Praga tot va trebui să telegrafiez. Oricum, vine inspectorul, jucăm acea micuță comedie privind trenul de dimineață spre Viena, pe urmă adjunctul ne scoate afară din birou. Seara trebuie să-i mai facem o vizită pentru a discuta în taină restul detaliilor. Eu, în orbirea mea, mă gândesc că toate astea vin de la tine, pe când în realitate e vorba doar de ultimul asalt al forțelor contrarii. Ieșim acum, doamna și cu mine, încet din gară. Rapidul care ar fi trebuit să ne ducă mai departe mai e acolo, revizia bagajelor durează mult. Cât de departe până în oraș? O oră. Și asta, deci. Dar se vedește că și alături de gară sunt două hoteluri, vom merge într-unul din ele. E o rampă care duce aproape prin fața hotelului. Trebuie să o mai traversăm. Dar tocmai trece un tren de marfă, eu vreau să trec repede pe dinaintea lui, dar doamna mă trage în dărât. Acum însă trenul de marfă s-a oprit exact în fața noastră și trebuie să așteptăm. Un mic adaos la ghinion, ne gândim noi. Dar tocmai așteptarea, fără de care n-aș mai fi ajuns duminică la Praga, constituie cotitura de care vorbeam. E ca și cum tu, așa cum ai deschis porțile hotelului de lângă gara de vest, deschizi acum porțile cerului ca să te rogi pentru și în favoarea mea, căci acum vine polițistul tău, care a alergat tot drumul de la gară până și-a pierdut de tot respirația, fugind după noi și strigă. Repede, îndărăt, inspectorul, vă lasă să treceți. Este cu putință,
o asemenea clipă. Te face literalmente să simți că te gâtuie ceva. Trebuie să ne rugăm de 10 ori de polițist până îl înduplecăm să primească niște bani de la noi. Dar acum fuge înapoi, să luăm bagajele de la inspectorat, să fugim cu el la ghișeul de pașapoarte, pe urmă la revizia vamală. Dar acum tu ai făcut totul să fie în ordine. Eu nu mai pot căra bagajele niciun pas mai departe și iată că și apare din întâmplare un hamal lângă mine la pașapoarte. Intru în învălmășeala de acolo, polițistul îmi croiește drum liber la revizia vamală, îmi pierd fără să-mi dau seama tocul de piele cu butonii de aur de la cămașă, un funcționar îl găsește și mi-l întinde. Suntem în tren și a și pornit imediat. În sfârșit, îmi pot șterge sudoarea de pe față și de pe piept. Să rămâi, te rog, mereu lângă mine. Semnează F.